Potrivit europarlamentarului român, aproximativ 120 de miliarde de euro se pierd anual din cauza corupției. Aceasta subminează statul de drept, conduce la utilizarea necorespunzătoare a fondurilor Uniunii Europene, iar relansarea economică a statelor Uniunii afectate de criza economică și financiară este împiedicată. De aceea, în opinia Monicăi Macovei, este nevoie de reglementări anticorupție unitare la nivelul Uniunii Europene, pe care să le respecte fiecare stat membru. Anul trecut, Monica Macovei a inițiat o declarație scrisă care a fost adoptată de Parlamentul European și care cerea Comisiei și Consiliului să creeze un mecanism solid de monitorizare a corupției în UE. Comisia Europeană a adoptat o decizie prin care în premieră instituie un mecanism de evaluare a măsurilor anticorupție în toate statele Uniunii.